extrem de uh, inspirat la pariuri. Adică eu urmăresc în principal fotbalul, mai urmăresc handball, mai urmăresc tenis, dar uh, baschet mai puțin. Cu toate astea, e bine să fii informat. Și iată ce am găsit uh, legat de uh, câteva partide. O să uh, pomenesc doar de două dintre ele pentru a vă explica ceea ce vreau să vă uh, explic. Uh, și anume, casele de pariuri, în momentul în care analizează un meci, au un volum foarte mare de informații, au experți, au uh, foarte multe uh, avantaje de partea lor și mai mult de atât, au o putere de procesare foarte mare, adică uh, în momentul în care ai atât de multe informații, uh, a le pune cap la cap, e, e, a, această aventură de a le pune cap la cap, e însăși o uh, muncă titanică. Însă, Casele de pariuri cu asta se ocupă, casele de pariuri au întotdeauna mai multe informații decât pariuri, și în condițiile astea, avantajul lor este în cote. Avem în Euroligă partii de joi și vineri, în Euroliga de basket, Kimchi Ki o primește pe Milano. Kimchi Ki este locul 12 în momentul de față în Euroligă. primele 8 merg în play-off. Milano e pe 6 și pontul nostru aici e sub 174,5 puncte, 1,42. Bun, ăsta e pontul redacției, dar haideți să vă spun ce vreau eu să vă spun. Kimchi Ki are la victorie o cotă de 1 în medie, 1,57, cam în jur de 1,60. Uh... Asta înseamnă că atunci când casele de pariuri dau o cotă de genul ăsta, șansa ca echipa respectivă să câștige este, este undeva la 60 ceva la sută, 64 la cu toate astea, de fiecare dată când Kimchi are astfel de cote, adică în jur de 1,60%, formația câștigă doar 42%. Așadar, între 64%, cât înseamnă 1,60%, cota pe care o are în momentul de față, 1,57%, 1,60%, 64% și 42% cât câștigă echipa în mod real atunci când are astfel de cote, e o diferență. Știți unde se duce diferența aia? În buzunarul caselor de pariuri. Asta nu e neapărat un lucru rău, dar e un lucru pe care tu ca parior vrei să fie de care tu ca parior vrei să fie avizat. Adică trebuie să știi lucrurile astea pentru că uh, în momentul în care îți asumi riscuri, să știi exact care sunt cărțile pe care le ai în mână, pentru că altfel uh, să spunem că nu vezi toate cărțile la un meci de poker, da? Tu ai două cărți în mână, dar palea de jos nu le vezi. Și atunci Șansele de a câștiga sunt mici. Cam așa stau lucrurile cu pariurile. Vă mai dau un exemplu. Bun, Să vă spun acum, în tur la Milano, a câștigat Milano un punct diferență. Ăla a fost rezultatul, așadar Milano a bătut, dar un singur punct între cele două. Și vă mai dau un exemplu. Fenerbahce joacă cu Efes. Sunt locurile 1 și 4 în Euroligă în momentul de față, așadar liderul uh, Euroligii și ocupant al locului 4 unul solist are o cotă de 1.35. E bine, șansele de uh, câștig uh, la pariuri, atunci când o formație are cota asta, eu am făcut o medie pentru uh, unul solist, 1.38. Așadar, când Există o cotație de 1.38 asta echivalează cu o șansă de, a, de câștig de 72%. Așadar, bugmecării estimează că șansele reale ca Fenerbahce să câștige partida sunt de 72%. Însă, când uh, se oferă o astfel de cotă, 1.38 media de care vorbeam, atunci uh, Fenerbahce de obicei câștigă 80% din Meciuri. așadar, aici ar putea fi un mic avans, un mic uh, uh, avantaj pentru Parior. Mai mult de atât vă las pe dumneavoastră să, să descoperiți. Maccabi Tel Aviv joacă cu Daru Safaka, ultima clasată e Daru Safaka, dar chiar și așa Maccabi Tel Aviv de pe locul 10 nu o privește chiar de foarte de sus. În tur a câștigat la două puncte Maccabi și acum iată primește vizita a celor de la Daru Safaka și la ultima vizită pe care a primit-o din partea acestei formații, Daru Safaka a pierdut, e adevărat, dar a pierdut la un singur punct diferență. Tocmai de aceea, 2 cu handicap plus 17,5 puncte, 1,53 un pariu bun, peste 155,5 puncte, iarăși pare un pariu bun, dar a, vă repet, asta nu sunt pariurile mele, sunt pariurile redacției pariurul 1 2ro pe site, pe uh, pariurul1x2.ro să vedeți multe alte lucruri interesante pe care colegii mei vi le spun acolo, eu nu pot cuprinde într-o emisiune toate acele detalii. Basco o primește pe Jalgiris pe teren propriu, în tur s-au dat 166 de puncte, așadar încercăm pe 147,5, tot pentru bilet, 1,40, bună cota asta. Gran Canaria joacă cu Panathinaikos, locurile 14 și 11, 1 handicap plus 11,5, adică gazdele să nu piardă la mai mult de 11 puncte diferență. Poate să bată Panathinaikos. Dar să nu bată la mai mult de 11 puncte diferență, uh, și oaspeții sub 87,5 uh, puncte. Mai avem uh, vineri, uh, Budujnost, uh, Bayern, München. Bayern a pierdut uh, 5 din ultimele 6 deplasări din. Uh, EuroLiga, Probabil o să câștige și aici. Budușnost e destul de modestă. Nu știu, nu mă pricep, dar clasamentul asta spune. Colegii mei ne sugerează 1 handicap plus 2,5 puncte. Aici mă, mă cam tem un pic, dar totuși aleg să merg pe mâna colegilor. Olimpiacos, CSKA Moscova, CSKA e pe 2, Olimpiacos pe 7. Oaspeții peste 77,5 puncte. Barcelona Real după partida din seara asta, urmează Barcelona Real la basche și apoi din nou Barcelona Real Barcelona de fapt în campionat 3 El Clasico între săptămână unul în Euroliga de basket sub 170,5 puncte. Sunt formații clasate pe locul 5 și 3. Barcelona pe 5. Real este pe locul trei în momentul de față. Haideți să mergem mai departe, o să revin la mesaje imediat și să vedem ce se mai întâmplă în Liga 1. Bun, uh, <coughs> Citesc câteva dintre mesaje, Leipzig 2 Solis ne scrie un telespectator, Basconia are un jucător foarte bun care marchează peste 7,5 puncte, ne scrie Irina Gavrila, uh, Craiova scor corect 1 la 0, FS, peste, uh, total uh, uh, casele de pariuri au limita undeva la 1,85, ne scrie Irina Gavrila, uh, Dinamo X2... Uh, și o să ajungem imediat la uh, meciul Dina lui Dinamo cu Chiajna. La Kinky, sub, ne scrie Irina Gavrilă, de jucat sub limita de echilibru pe care o oferă casele de pariuri, adică un jur, un jur de 1.80-1.90. Hai să vedem Liga Ante, Prieteni. În momentul de față mai avem o singură etapă, cea din weekend, până în play-off, respectiv play-out. Și e o luptă destul de interesantă pentru locul 6, ultimul care duce în, playoff. play-off. Ce vreau Cluj, Lider urmează FCSB la 3 puncte, Craiova 45 de puncte, Astra 39, Sepsi 37 și acum cele trei formații care se luptă în ultima etapă pentru uh, locul 6 din uh, sezonul regulat. Botoșani, în viitorul și Iași fiecare la distanță decât un punct față de următoarea. În uh, viziunea Castelor de Pariu, principala a e viitorul, cu o cotă de 1.82 pentru a se califica în uh, play-off. Urmează Botoșani, 2.20 și uh, Poliaș, care are o cotă de 7. După părerea mea, cea mai, uh, cele mai mari șanse le are Botoșaniu, care are două variante, fie să câștige partida cu viitorul din uh, această etapă, va juca în deplasare, fie să remizeze acea uh, dispută, iar Iașul să nu reușească să uh, câștige pe terenul lui Hermannstadt. Uh, în cazul acesta, Botoșaniul uh, ar merge în, uh, în play-off, și-a și așadar două șanse. Urmează apoi viitorul, care totuși depinde de ea. Dacă viitorul câștigă, atunci intră și ultimele, cele mai puține șanse, Poliaș, care stă la mâna rezultatelor. Etapa aceasta propune următoarele partide. Dinamo joacă cu Chiajna și ne spunea cineva X2, să încercăm aici. Eu aș mai spune ceva. Dinamo se va bate sezonul viitor la titlu. Cred. Sau cel puțin așa își va propune. Și de acum va trebui să-și să bată palma cu câte cineva și nu văd de ce Chiajna nu s-ar oferi sau n-ar sta cu mâna întinsă. Uh, gaz metan Dunărea, voluntari FCSB 1.55 pentru 2 solist, Hermannstadt Poliaș, vă spuneam uh, Poliaș obligată să câștige, viitorul Botoșani, uh, Botoșani merge și la remiză în această deplasare, CFR joacă cu Sepsi și Craiova cu Astra. Asta sunt uh, uh, cotele acestei etape, o să mai vorbim în zilele următoare, hai să vedem acum care sunt super cotele pariuri 1x2. Avem uh, câteva selecții 4 pentru supercotele de mâine. Perechea acolo și la Verdasco să piardă, e o cotă de 2. Miercurea Ciucraiova, Craiova, oaspeții să marcheze din penalti, cota 5, bună această variantă. Vilem 2 Altmar, peste 3,5 cartonașe și Gran Canaria Panathinaikos, 1 cu handicap plus 5,5 partida de Euroliga despre care am vorbit puțin mai devreme. Așadar, fie le jucați separat, fie le jucați pe un bilet și cereți din ele fie doar le folosiți ca, eu știu, inspirație pentru alte pariuri pe care le desprindeți pe marginea acestor, acestor partide, avem de unde să ne inspirăm. Și ăsta e lucrul cel mai important. Mergem mai departe, haideți să vedem care este biletul în cotă 2 pentru mâine. Un comentariu amuzant la uh, Cixereda cu Craiova. Piliaceli marchează, ne scrie Sergiu Mateescu. Uh, Piliaceli, portalul Craiova, cel care a marcat contra FCSB-ului. Uh, biletul în cotă 2 este următorul. Tun Lugano, 1x. Uh, așadar, uh, încercăm uh, acest par această partidă din uh, Elveția. Fenerbahce, Anadolu, 1. Uh, partida de Euroligă. Și Willem Almar, uh, X2. În total, biletul nostru în cotă 2 are o cotă, o idee mai mare, 201. E o cotă pe care noi am făcut-o din ceea ce ne-a oferit SportingBet, B, din cotațiile de acolo. Sporting Bet are o ofertă foarte, foarte tentantă și cote bune, așadar dacă n-ați vizitat încă site-ul sponsorilor nostru, atunci ați putea să o faceți, fiindcă o să, vedeți, o să aveți o surpriză plăcută. Odată ce intrați uh, acolo. Uh, bun, mergem uh, iarăși mai departe. Hai să răsfoim acum uh, oferta pentru mâine și să vedem uh, ce anume mai găsim. Bun, am mai primit câteva uh, comentarii. Vă mai citesc. Uh, o să vedeți și pe ecran uh, ponturile. Începem cu Valencia Beti Apropo, finala Cupei Spaniei Se joacă la Betis acasă uh, Betis 2-2 uh, în tur uh, Cine știe, poate de lovitura Și uh, joacă marea finală Dinamo Chiajna ne scrie un spectatori x Solist bate Iași X2 la Botoșani, un alt mesaj. În Danemarca avem o partidă de cupă, tot în cupă se joacă și în Elveția. În Olanda, Willem 2 Almar, două variante de pariere pentru un bilet. Ceva hockey, în Norvegia, două partide și, de asemenea, în Rusia avem trei uh, meciuri. Uh, cote bunicele, cote de pus pe bilete, iată 1.65, 1.40, 1.50. Uh, dar trebuie să le mai studiați și dumneavoastră să vă dați uh, ok-ul okay final, pentru că, uh, evident, uh, responsabilitatea finală e a dumneavoastră. Noi doar vă informăm și puteți vizita site-ul nostru Pariuri 1 2 pentru alte uh, ponturi. Atât pentru această seară. Ne revedem mâine. O noapte liniștită. Baftă la Pariuri! Acest program v-a fost oferit de Unibet, de la Jucători pentru Jucători.